Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai media, în ședința publică de astăzi, Curtea a examinat sesizarea președintelui Republicii, doamnei Maia Sandu, privind constatarea circumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului de legislatura a 10-a din cauza imposibilității formării guvernului timp de 3 luni. Înainte de a vă prezenta pe scurt considerentele avizului pronunțat astăzi de curte, este necesar să fac o trecere în revistă a evenimentelor politice relevante. Așa cum știți, pe 23 decembrie 2020, domnul Ion Chicu a demisionat din funcția de prim-ministru. Pe 28 decembrie 2020, între președintele Republicii și fracțiunile parlamentare s-au desfășurat consultări în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Nici o fracțiune politică nu a înaintat atunci vreun candidat. Pe 27 ianuarie 2021, președintele Republicii Moldova a desemnat-o pe doamna Natalia Gavrilița în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru. Pe 11 februarie, Parlamentul nu i-a acordat vot de încredere. În aceeași zi a fost constituită o majoritate parlamentară în vederea susținerii candidaturii doamnei Mariana Durleșteanu pentru funcția de prim-ministru. Tot pe 11 februarie, președintele Republicii Moldova a desfășurat consultări cu toate fracțiunile parlamentare. În cadrul acestor consultări, președintelui i-a fost propusă candidatura doamnei Mariana Durleșteanu pentru funcția de prim-ministru. Totuși, președintele Republicii a emis un decret prin care a desemnat-o în mod repetat pe doamna Natalia Gavrilița în calitate de candidat. Decretul a fost contestat la curte de câțiva deputați, iar curtea l-a declarat neconstituțional pe 23 februarie 2021. Pe 16 martie au avut loc noi consultări între președintele Republicii și fracțiunile parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru. În timpul desfășurării acestor consultări, doamna Mariana Durleșteanu, care era candidatul majorității parlamentare formalizate, a renunțat la calitatea de candidat pentru funcția de prim-ministru. În aceeași zi, președintele Republicii a emis un decret prin care l-a desemnat pe domnul Igor Grosu în calitate de candidat pentru funcție de prim-ministru. Pe 18 martie 2021 a fost constituită o nouă majoritate parlamentară în vederea susținerii candidaturii domnului Vladimir Golovatiuc pentru funcția de prim-ministru. Pe 25 martie nu a fost întrunit cvorumul Parlamentului în vederea formării guvernului propus de domnul Igor Grosu. Pe 26 și pe 29 martie 2021, președintele Republicii a desfășurat consultări cu fracțiunile parlamentare. Pe 29 martie, președintele Republicii i-a solicitat curții să constate circumstanțele care justifică dizolvarea Parlamentului de legislatura a 10-a. Cu titlu preliminar, Curtea a reținut că dizolvarea Parlamentului are loc potrivit prevederilor articolului 85, aliniatele 1 și 2 din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta în jurisprudența Curții Constituționale. În hotărârea sa, numărul 30,
Din 1 octombrie 2013, Curtea a reținut că articolul 85 din Constituție prevede cazurile și motivele pentru care Parlamentul poate fi dizolvat înainte de expirarea mandatului său, și anume imposibilitatea formării guvernului sau blocarea procedurii de adoptare a legilor timp de 3 luni. În circumstanțele enunțate, Parlamentul este dizolvat de către președintele Republicii Moldova după consultarea fracțiunilor parlamentare. Curtea a menționat că dizolvarea Parlamentului devine incidentă în situațiile în care organul legislativ și reprezentativ suprem nu își mai poate exercita funcțiile și astfel nu mai poate exprima voința alegătorilor. Din aceste considerente, alegătorilor li se oferă posibilitatea să rezolve pe cale constituțională conflictul dintre autorități. Potrivit aceleiași hotărâri, în cazul în care Parlamentul nu a reușit să investească guvernul în termen de 3 luni de zile, șeful statului este obligat, potrivit jurisprudenței relevante a Curții, să dizolve Parlamentul. Totuși, potrivit opiniei Comisiei de la Veneția, o hotărâre care prescrie dizolvarea automată a Parlamentului după 3 luni, fără a ține cont dacă s-au desfășurat formal de mai multe ori votul în vederea oferirii încrederei sau nu, nu este conformă nici cu prevederile articolului 85 din Constituție, nici cu scopul său. În acest sens, Curtea și-a precizat jurisprudența. Astfel, în spiritul articolului 85, aliniatul 1 din Constituție, Curtea a considerat că împlinirea termenului de 3 luni nu conduce în mod automat la dizolvarea Parlamentului. Acest termen constituie o circumstanță pentru dizolvarea Parlamentului doar împreună cu realizarea celorlalte condiții formale desfășurate în interiorul termenului de 3 luni prescrise de articolul 85 aliniat 2 din Constituție. Controlul Curții nu se poate extinde la stabilirea oportunității dizolvării Parlamentului. Parlamentul decide, în cunoștință de cauză, dacă pavează calea dizolvării sale prin refuzul de a acorda votul de încredere pentru formarea guvernului. În lipsa unor standarde constituționale de evaluare a oportunității dizolvării Parlamentului, Curtea dispune doar de competența constituțională de a constata circumstanțele care justifică dizolvarea Parlamentului. Pentru a vedea dacă în acest caz sunt întrunite circumstanțele care justifică dizolvarea Parlamentului, prevăzute de articolul 85, aliniatele 1 și 2 din Constituție, Curtea a verificat 1. Dacă Parlamentul a respins cel puțin 2 solicitări de investitură a guvernului. 2. Dacă guvernul nu a fost format timp de 3 luni. 3. Dacă a avut loc consultarea fracțiunilor parlamentare în baza articolului 85, aliniat 1 din Constituție. 1. Dacă Parlamentul a respins cel puțin 2 solicitări de investitură a guvernului. Curtea a observat că prima solicitare de investire a guvernului datează cu 8 februarie 2021, atunci când doamna Natalia Gavrilița a depus un demers la președintele Parlamentului prin care a solicitat votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate și întregii liste a guvernului. Pe 11 februarie 2021, Parlamentul
a respins solicitarea de investire a guvernului. În cadrul procedurilor primei solicitări de investitură, se poate susține că fracțiunile parlamentare au avut în mod rezonabil posibilitatea de a propune un candidat, iar omisiunea lor de a-și exercita această competență nu le poate fi imputată altor autorități. Prin urmare, Curtea constată că eșuarea formării guvernului la prima solicitare îi poate fi imputată Parlamentului. Din data de 11 februarie 2021 a fost formalizată o majoritate parlamentară absolută care susținea candidatura doamnei Mariana Durleșteanu pentru funcția de prim-ministru. Având în vedere refuzul doamnei Mariana Durleșteanu de a candida, domnul Igor Grosu a fost desemnat în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru. Desemnarea domnului Igor Grosu în această calitate ține de puterea discreționară a președintelui Republicii Moldova. În același timp, Curtea a reținut că atât refuzul persoanei de a fi candidat la funcția de prim-ministru din partea majorității parlamentare absolute formalizate, cât și faptul că majoritatea parlamentară nu s-a asigurat de convingerea candidatului propus, privind menținerea acceptului de a candida, nu-i pot fi imputate președintelui Republicii Moldova. Această situație îi este imputabilă Parlamentului, de vreme ce renunțarea candidatului manifestă pe acest plan constituțional efecte negative pentru majoritatea parlamentară, efecte care nu-i pot fi imputate unui terț. A doua solicitare de investire a guvernului datează cu 23 martie, atunci când domnul Igor Grosu a cerut votul de încredere al Parlamentului. Prezentarea programului de activitate și a întregii liste a guvernului propuse de domnul Igor Grosu a eșuat, pentru că nu a existat cvorum la ședința Parlamentului din 25 martie. Prin urmare, Curtea a constatat că condiția respingerii a cel puțin două solicitări de investitură într-un termen de cel mult 45 de zile între ele a fost respectată. 2. Dacă guvernul nu a fost format timp de 3 luni, Curtea a observat că termenul de 3 luni pentru formarea guvernului a început să curgă de la 23 decembrie 2020, adică data demisiei domnului Ion Chicu, și a expirat pe 23 martie 2021. Termenul de 3 luni stabilit de articolul 85, aliniatul 1 din Constituție, a expirat fără a fi format un guvern nou. 3. Dacă a avut loc consultarea fracțiunilor parlamentare în baza articolului 85, aliniat 1 din Constituție. Curtea a observat că președintele Republicii a consultat fracțiunile parlamentare îndeplinind astfel cerința corespunzătoare din articolul 85, aliniat 1 din Constituție. Raportând faptele la numărul solicitărilor de investitură a guvernului, la împlinirea termenului constituțional prevăzut pentru formarea guvernului și la organizarea de către președintele Republicii a consultărilor obligatorii prescrise de articolul 85, aliniat 1 din Constituție, Curtea a constatat întrunirea circumstanțelor constituționale care justifică dizolvarea Parlamentului. Stimați cetățeni și reprezentanți ai presei,
În ultima perioadă, dată fiind importanța avizului ei, curtea a fost supusă unor atacuri din partea unor politicieni și a unor jurnaliști. Pe această cale, îi rog pe reprezentanții forțelor politice, dar și pe cei ai presei, să nu submineze imaginea și credibilitatea judecătorilor constituționali în societate. Săptămâna trecută, asemenea practici au atins un nivel îngrijorător. Uneori, chiar dacă astfel de declarații sunt retrase sau infirmate ulterior, prejudiciul adus imaginii curții este produs, iar efectele sunt ireversibile. O afirmă inclusiv Comisia de la Veneția. Reamintesc faptul că judecătorii curții nu se pot exprima la fel de liber ca o persoană care nu deține funcții publice. De exemplu, de fapt, ei se exprimă prin intermediul hotărârilor pe care le pronunță. Reiterez că atacurile la persoana judecătorului pun în pericol poziția Curții Constituționale de garant al supremației Constituției și încrederea și respectul public pe care acesta trebuie să le reinspire și de care are atâta nevoie. Vă urez o zi plăcută în continuare!